Bună, dragilor! Azi vom pregăti cel mai simplu pandișpan cu vișine. Separăm albușurile de gălbenușuri și le punem în vase diferite. Amestecăm cu mixerul albușurile până capătă un aspect spumos, apoi adăugăm treptat zahărul și amestecăm în continuare până când obținem o bezea cu aspect lucios și ferm. Într-un alt vas amestecăm gălbenușurile cu uleiul cu ajutorul unui tel pentru câteva secunde pentru a obține o compoziție omogenă. Adăugăm compoziția de gălbenușuri peste albușuri și amestecăm la prima treaptă a mixerului timp de câteva secunde. Radem coaja de lămâie și o adăugăm în compoziție. Adăugăm jumătate din făină și amestecăm cu o spatulă sau cu o lingură, cu mișcări ușoare de jos în sus pentru a o încorpora. Adăugăm praful de copt și făina rămasă și o încorporăm și pe aceasta. Adăugăm compoziția preparată, apoi o nivelăm cu o lingură. Punem vișinele pe suprafața prăjiturii din loc în loc, introducem tava în cuptorul preîncălzit la 175 de grade Celsius și o ținem pentru 35 de minute.